date. Dacă ține și trei dintre ele. Слышите, Катари, ел са факуту. На Кладбаш, вот на этом заводе. Прямо на... Я проработал... Я в курсе, что работал здесь, да. Мы такие вещи делали за двое... Кстати, эти помпары практически грязь взяло. Я до помпы, но мою надо с грязи, сейчас а она... А дома фарки десь в фонде, все дефектязы. Еще и лукрязы мануал. Скот тот на мол, лукрязь возутла. Кумыли лукрязы? А? Кумыли лукрязы? Да. Скот кумыли, я пьясь угли, я искал скот кумыли. Шесть бей! Так он что догадается в банке? Сау фрагбаль. Deci îmi puteți deschis. S-au băgat 3 milioane de lei pentru a cumpăra pompe noi, că pompele sunt vechi și uzate. Sau ăsta, și executorii cu cine, nu știu cum, s-au înțeles sau ce au făcut și mai departe. Deci ca și cum au reparat pompa veche, pompa nouă, pompe noi nu s-au cumpărat. Pompa veche au reparat-o superficial, cosmetic și tot restul. Și ăsta, banii, cum zic, s-au evaporat. Lucrarea n-a fost dusă până la capăt și problema a revenit. Вот это так, я среду. Да, она где-то там упитывается, где-то что-то, но... Ой, оприте! Am aflat de această tabără prin intermediul unui proiect care s-a desfășurat în perioada aprilie-iulie 2014 și am fost interesată să particip la această tabără pentru a forma noi competențe, pentru a colabora, a învăța să lucrez cu alții elevi, colegi de vârsta mea, să rezolvăm, să soluționăm problemele mediului și ale râurilor din Republica Moldova. Nu m-am implicat în atât de multe proiecte ecologice, însă aceasta este unul și este măreț. La această tabără
și pentru asta sunt foarte mulțumită că am avut alături de noi pe doamna Ina și doamna Iliana, care ne-au susținut și ne-au învățat cum trebuie să procedăm în orice situație. Majoritatea oamenilor, când făceam monitoring sau ceva alte expediții, era un pic așa să uitam că au ciudat sau îi întrebam cine sunteți, ce faceți. Însă sperăm că noi am rămas în sufletul lor și în inimile lor și cred că să-i motivăm să facă și ei un pas spre bine. Astăzi, pe data de 3 iulie, ne aflăm în orașul Strășeni, campania Iubește-ți Râul, cu 25 de tineri, liceeni din toată Republica, inclusiv din regiunea Transnistreană. Scopul campaniei este să formăm rețeaua tinerilor Iubește-ți Râul în Republica Moldova. Deci astăzi am vizitat stația de pompare a orașului Strășeni și am organizat o mică campanie de salubrizare pentru a le arăta exemplu oamenilor din Strășeni, ca ei să nu arunce gunoiul în râul Bâlc. Deci scopul campaniei este, bineînțeles, să protejăm toate râurile noastre. Astăzi atragem o atenție deosebită râului Bâlc. Au fost organizate și alte activități pe parcursul acestei săptămâni pentru a proteja râul Bâlc. Deci, pentru orașul Strășeni, cele mai importante probleme care sunt legate de râul Bâlc sunt stația de pompare nefuncțională și o necesitate stringentă de a construi o stație de epurare pentru a epura apele uzate, ca ele să nu fie deversate în râul Bâlc. Chiar dacă râul Bâlc este amplasat la o distanță de stația de pompare, oricum, în timpul inundației, aceste ape ajung în râul Bâlc și ulterior în lacul Ghidighici, care este folosit în scopuri de recreere, irigare și piscicultură. Iar normele de poluare nu sunt respectate, adică este o poluare foarte mare în lacul Ghidighici și acesta nu poate fi folosit nici pentru recreere, nici pentru irigare și nici pentru piscicultură, în special în timpul verii, deoarece nici tabloul bacteriologic patogen și nici poluarea chimică nu ne pot admite acest lucru. Deci, referitor la lacul Ghidighici, pot spune că conform primăriei municipiului Chișinău-Damba este într-o stare avariată și în timpul ploilor abundente se acumulează mai multă apă în rezervor, ceea ce reprezintă un pericol de distrugere a barajului lacului Ghidighici. Deci, acest obiect este administrat de Agenția de Stat a Apelor Moldovei, precum și problema care este creată în orașul Strășeni de inundare a lungii râului Bâlc pe timpul ploilor. Iarăși este problema care trebuie să fie administrată de Agenția de Stat a Apelor Moldovei, deoarece nivelul apelor freatice care contribuie la inundarea teritoriului din raionul din orașul Strășeni este provocată de acest obiect, lacul Ghidighici, și înnămolirea lacului, care s-a produs din 1967, de când a fost construit, cu o capacitate de 40 de milioane de metri cubi de apă. Acum, având acumulate ape într-un volum de 27 de milioane de metri cubi, ceea ce înseamnă 13 milioane de metri cubi, este nămol sedimentat pe fundul lacului și acest nămol a și provocat creșterea apelor freatice și fenomenul de inundații care se produce frecvent în orașul Strășeni. Deci această problemă este o problemă națională, trebuie să fie rezolvată la nivel național de către Ministerul Mediului în cooperare cu Agenția de Stat Apele Moldovei. Locuitorilor orașului Strășeni vreau să le adresez un mesaj pe care noi, campania, îl adresăm tuturor locuitorilor din Republica Moldova, inclusiv și Strășenului. Deci mesajul este unul foarte simplu, dar profund. Iubește-ți râul.
și toate activitățile care urmează din acest mesaj, atunci când îl conștientizezi și înțelegi că sănătatea noastră și viața noastră de mai departe, existența noastră ca specie umane de pe acest pământ, depinde doar de mediul curat, deci activitățile, am zis, care reiese din acest mesaj, vreau să fie desfășurate cu succes în orașul Streșeni. Primăria să reușească să adune în jurul problemei protecției mediului cât mai mulți devotați, cât mai mulți cetățeni și fiecare, într-adevăr, prin sine să treacă acest mesaj. Și iubește-ți râul și faptul că noi, oamenii, depindem 100% de natură și de mediul curat. Și fără un mediu curat, noi viitor pe acest pământ nu avem. În orașul Streșeni, deci nu am interacționat cu foarte mulți oameni, dar vreau să zic că primăria este foarte binevoitoare. Am discutat și cu primarul, doamna Casian, și cu viceprimarul, deci ne-au așteptat în localitate astăzi. Personal. Au fost și unele replici din partea cetățenilor, cam organizat salubrizarea noastră mică lângă o piață. Și unii cetățeni din oraș au fost chiar foarte agresivi. La ce nu ne-am așteptat, fiindcă s-a plasat un mesaj pe Facebook, acum cetățenii sunt foarte activi pe Facebook și sunt sigură că în Strășeni foarte mulți au văzut mesajul nostru, că organizăm astăzi campania de salubrizare și credeam că vom fi susținuți de mai multă populație din orașul Strășeni. Și vă spun că unii au fost chiar foarte agresivi și au spus că asta nu este râul meu, că nu eu trebuie să am grijă de el. Eu pot să lucrez la piață, pot să arunc gunoiul în râu, dar râul nu este a meu, cineva trebuie să aibă grijă de el. Este un râu național și posibil că există unii oameni care ar fi responsabili de el. Și vreau să le spun tuturor oamenilor care locuiesc în bazinul râului Bâc, inclusiv strășenilor, că acesta este râul nostru de 155 de km lungime și noi toți, 63 de localități care sunt situate în bazinul râului Bâc. De la Temeliuți, de unde izvorăște din raionul Călăraș și până la Gura Bâcului, unde se diversează pe teritoriul raionului Anini Noi, în fluviul Nistru, suntem responsabili direct de starea acestui. Deci noi, fiecare dintr-un milion de oameni care locuim în bazinul râului Bâc, suntem responsabili de starea acestuia. Altfel, natura oricum se răzbună și bumerangul vine înapoi spre noi. Vreau să aduc un mare mulțumesc Strășeniului Media pentru faptul că de fiecare dată când trecem prin orașul Strășeni cu campania Iubește-ți râul, sunt alături de noi și ne arată activitățile tuturor cetățenilor. Și deosebit astăzi pentru faptul că s-au implicat în campania noastră de salubrizare în orașul Strășeni și au arătat un exemplu foarte frumos cetățenilor din acest oraș. Și sunt sigură că atunci când fiecare din Strășeni va reacționa în acest fel, Strășeniul va arăta ca un oraș european, un oraș frumos, un oraș verde, curat, cu oameni sănătoși.